Domnule Ciurea? Tot râdusul. Și cum ați primit? Pe mine nu mă deranjează. Bun, sigur că aș, nu sunt cel mai bogat om de Republica Moldova, dar nici cel mai sărac. În fond, accept situația așa cum este, dar întrebarea care mi-am pus este, era de ce m-am înregistrat. Pentru că dacă nu mă înregistram, decât înțeleg după reguli, aș fi fost, cel puțin în luna noiembrie, într-o altă categorie. Aș fi putut beneficia de anumite de reduceri mai mari. Deci, cumva, este ilogic sistemul și aici poți pierde fiind bine intenționat, pentru că i-am ascultat pe guvernanți, ei ne convingeau că trebuie să ne înregistrăm. Situația e similară cu cea cu energia electrică, trebuie să facem economii. Păi facem, dar de multe ori rezultatele sunt cu totul altele, sunt diametral opuse. Cresc prețurile la energia electrică și iată că suntem scoși din categorii mai bune și băgați în categorii mai proaste, din cauza că îndeplinim ceea ce ne spun guvernanții. Și atunci îți pui problema, dar de ce sunt mai ascult de guvernanții ăștia? Domnule Jacot, de ce se întâmplă astfel? Deci, da, bineînțeles, unii cu salarii cât de cât, bine, cum a spus domnul Ciurea, nu cel mai bogat om, dar cu un salariu cât de cât decent, au nimerit în categorii reduse. Și atunci, dacă ei ar fi mers pe calea, uite, nu mă înregistrez și nimeresc în categoria medie, atunci înțelegeți că să nu se fie înregistrat. Tot sistemul ăsta ar fi fost deplasat. Și atunci, mulți care acum au nimerit în categorie deci real vulnerabilă, ar fi ei ieșit din această categorie, adică sistemul n-ar fi fost suficient de credibil. Acum, vă asigur, mulți vor merge și se vor înregistra suplimentar, fiindcă deja avem semnale că, uite, o bătrânică dintr-un apartament cu un venit anumit are categorie medie, fiindcă nu s-a înregistrat, și altcineva exact cu același categorie. Dar îți vine factura. Categorie. Ce faci? Până să te clarifici în ce vulnerabilitate că deci ai de categorie. Deci când vine factura, o achiți și luna următoare iarăși ai posibilitate de a te înregistra. Și sistemul ăsta va fi în continuare. Nu. Cei care nu s-au înregistrat până acum. Fiindcă, bine, noi ați spus că e data, înregistrați-vă până la data de 25. Și să înțelegem, va fi prelungit sau? Deci procesul exact. Evident. Deci puteți intra și acum să vă înregistrați cei care n-au făcut-o și deja compensațiile vor veni pentru pentru cei de acasă, probabil unii știu știrea, alții nu. 12 lei pentru metru cub pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată. 14 lei per metru cub pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată. 17 lei per metru cub pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică medie și 24 de lei per metru cub pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică scăzută. Și 170 de metri cubi compensați. Asta este important. 180, fiindcă, pentru primii 180 de metri. Compensați limita la 180. 180 de metri cubi consumați. Deci asta tot este important să remarcăm, fiindcă unii pretinși, nimerind în categorie ridicată, având un consum foarte mare, deci ei trebuie să fie conștienți că vor achita restul, diferența, deci la prețul de piață, la prețul real.